Invitatul știrilor ProTV din această seară este editorialistul Gândul.info, Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara! Este un subiect delicat pentru că, trebuie să spunem de la bun început, vorbim despre o persoană care în acest moment se află în suferință, într-o situație delicată. Dar haideți să încercăm să vorbim cumva despre aceste lucruri, fără să fim de o parte sau de cealaltă, așa cum facem de fiecare dată. Spuneți-mi, aseară îmi ziceați că nu vi-l imaginați pe Adrian Năstase. Cine facem Năstase? De fiecare dată? Noi nu suntem de partea nimănui, încercăm să vedem ce se întâmplă. Așa. Exact. Și haideți să facem asta și acum. Aseară îmi spuneați că nu vi-l imaginați pe Adrian Năstase în zeghe, sau, mă rog, ne gândeam la acea imagine, cum va arăta. Dar vă imaginați că s-ar fi putut întâmpla așa ceva ce s-a întâmplat peste noapte? Nu. Tot show-ul acesta rocambolesc în anumite momente, nu aveam cum să mi-l imaginez. Dar ceea ce mi se pare, înainte de a discuta de cazul domnului Năstase în speță, mi se pare ce anume aduce la suprafață această întâmplare, aceste evenimente. Ce aduc ei la suprafață? Aduc la suprafață niște valuri de ură din adâncul societății în care trăim, societății românești în care trăim, de care nu suntem conștienți. Și brusc ea apare în formele cele mai hâde la suprafață. Aici am văzut două manifestări opuse ale acestei uri hidoase. Mai întâi, inși care zbierau pur și simplu că le pare rău că nu a murit, că nu s-a împușcat cum trebuie Adrian Năstase. Inși care sugerează că tot ce s-a întâmplat este o scenare, de fapt. Adrian Năstase n-are nimic sau a avut o zgârietură, este de conivență cu poliția, cu medicii, cu toată lumea, ca să se facă această scenare și să fie folosită împotriva lui Traian Băsescu, politic, așa cum și face, de altfel, domnul Ponta acum. Asta de o parte. Deci se exploatează ceea ce s-a întâmplat, cum spuneați, domne, suferința unui om, în ultimă instanță, politic, atât în această direcție, cât și în partea cealaltă, de către cei aflați în partida domnului Năstase, în frunte cu domnul Ponta. Deci domnul Ponta... Da, e adevărat că ieșirea aceea de-a seara domnului Ponta a fost destul de discutată, nu prea și avea locul. Păi, nu că nu și avea locul, a fost un exemplu de manipulare odioasă pe un fond emoțional a publicului. Adică, credeți că a făcut-o intenționat? Dar nu am nicio îndoială, dar nu am nicio îndoială că a făcut-o intenționat, a fost foarte bine țintită. Ea îl transforma pe Traian Băsescu, ținta manipulării, într-o persoană inumană în ochii publicului, punându-i în cârcă un sentiment absolut imposibil de detectat. Deci pe ce bază îi spune despre domnul Băsescu? Mă gândesc dacă e fericit acum. Nu știi dacă e fericit, nu știi dacă e nefericit. Eu cred că nu era fericit domnul Băsescu. Eu cred că orice om normal nu poate să fie fericit așa, când îi se întâmplă unui alt om așa ceva. Adică, dar domnul Ponta a insinuat exact acest lucru, că domnul Băsescu este un personaj inuman, care și în acest moment probabil că este fericit. Asta era insinuarea menită inflamat să se transmită politic, în adică public. De fapt... Da. Și ea continuă. Acum domnul Ponta, după ce a inițiat procesul, îl continuă. Am văzut declarațiile făcute pe la Suceava, unde vorbește de atmosfera de ură din țara asta, de șantaj pe care a creat-o Traian Băsescu în ultimii ani, ceea ce este adevărat, doamnă Esca, dar nu are niciun motiv să o lege de cazul acesta lui Adrian Năstase, domnul Ponta. Oamenii pot fi manipulați în acest fel? Credeți că oamenii pot fi manipulați în asemenea momente? Păi, pot fi manipulați. Unii pot crede că Adrian Năstase și-a înscenat toată sinuciderea, unii pot crede că Traian Băsescu este în spatele acestor întâmplări, da, acolo, și că el a orchestrat totul și văd un om pe o targă rănit și în spate pe Traian Băsescu, care l-a hărțuit până când, uite, maică, l-a omorât de tot.
Deci, da, așa judecă sentința publicul. A fost luată după un proces, nu? În care ce legătură avea Traian Băsescu? Păi adică asta în urma unor fapte pe care le făcuse sau nu le făcuse Adrian Năstase, adică despre păi el era vorba. Aici vorbim de manipulare, nu vorbim de raționalitate. Normal că nu există legătură, normal că dacă ne gândim că partidul domnului Năstase este la putere în acest moment, cum vorbeam și aseară, e greu ca judecătoarelor de la în alta curte să le fie frică de putere în clipa de față din moment ce... Să nu le pese de guvern. Păi, bineînțeles. Deci e ilogic. Dar lăsând aceste valuri de ură, haideți să vedem. Domnul Năstase începe să fie transformat într-un erou de telenovelă în clipa asta. Și eu, ca jurnalist, oricât de neplăcut aș fi unora prin ceea ce voi spune, îmi fac datoria de a fi rațional. Deci, nu, domnul Năstase nu a făcut un act de demnitate. Nu e nicio demnitate în ce a făcut. Domnul Năstase nu este un puști, nu este o domnișoară de pension. Domnul Năstase este fost premier al României, fost președinte al Camerei Deputaților, ministru de externe, președinte de partid de guvernământ, o persoană cu responsabilități imense în statul român, cu experiență, și care pur și simplu nu are voie să recurgă la un astfel de gest. Pentru că în acest fel, domnul Năstase invalidează actul de justiție. Profesorul universitar, juristul Adrian Năstase, invalidează actul de justiție fugind din fața lui cu glonțul. Adică vreau să spuneți că el nu mai poate fi un exemplu, nu cum ar fi trebuit să fie pentru... Nu! Deci, alți oameni. Un om cu asemenea trecut, cu asemenea pregătire juridică, cu asemenea responsabilitate, nu avea decât să se supună hotărârii justiției. Adică nu ai dacă... voie să fugi de această hotărâre, nu. Indiferent prin ce... N-are mod. Voie nimeni să fugă, dar cu atât mult, mult mai mult, un om cu pregătirea și cu datele lui Adrian Năstase nu avea voie să facă un asemenea gest. Mai ales că ce a făcut domnul Stase prin gestul ăsta? A spus, domnule, nu merg în penitenciarul României, în închisoarea românească. Păi închisoarea face parte din viața noastră. Închisoarea este și ea o instituție a statului român. Face parte din justiție. Deci te duci... cum ai nega deci sentința duci... dată justiție. Ăsta e mecanismul statal și de la un om de stat, cum a fost domnul Năstase, eu mă așteptam ca dânsul să se supună și să spună, domnule, lupt, sunt nevinovat, lupt mai departe pentru a-mi apăra cauza, dar mă supun hotărârii justiției și merg acolo unde... Nu-i puteți accepta o oarecare slăbiciune? Să ne gândim că pur și simplu a avut această slăbiciune. Dom'le, un om care a luat decizii, cum a luat Adrian Năstase, care a trecut prin momente de maximă tensiune, nu prea are voie să aibă astfel de slăbiciuni. Dar, mă rog, dacă a avut o slăbiciune, ea nu înseamnă nici de cum că este un erou și că a comis un act de demnitate. A, dacă vreți să-mi spuneți că a fost un om slab, în ciuda a ceea ce ar fi trebuit să credem despre dânsul, atunci așa este, a fost un om slab. Dar credeți că este un gest la care se gândise dinainte sau credeți că a fost pur și simplu un moment în care n-a mai știut ce să facă, i-a fost frică să ajungă în închisoare și... Aici cred că s-a gândit, a avut la dispoziție câteva ore totuși ca să se gândească la asta, dar faptul că a făcut gestul în ultimul moment, după părerea mea, e legat de percepția domnului Năstase pe care o are din tinerețe, fiind în acest serai, mai întâi al Partidului Comunist și apoi în formațiunile de după aceea, indiferent de ce culoare politică, eu fac parte din casta privilegiată. Mie nu mi se poate întâmpla așa ceva. Adică nu i-a venit să creadă până în ultima secundă. Până în ultima secundă n-a cuplat la realitate. Dom'le, ăștia chiar mă bagă în pușcărie. Adică, deși, nu, de la ora 7:15, un om cu studiile dânsului și cu rațiunea, cu inteligența pe care categoric o are, trebuia să cupleze la realitate. Da, dom'le, mă duc la pușcărie. Bun, și... La urma urmei, de cât era vorba? De 8 luni de zile. 8 luni, nici măcar, deci nu era condamnat la moarte, nu era condamnat la închisoare pe viață, era condamnat la 8 luni. Adică, dați-mi voie să mă gândesc și eu puțin comparativ. Există sinucideri și sinucideri.
Există oameni în țara asta care s-au sinucis și se sinucid pentru că nu pot să-și întrețină familia, de pildă. Acești oameni sunt pe același plan cu domnul Năstase, care recurge la acest act pentru că trebuia să facă 8 luni de pușcărie. Care 8 luni de pușcărie? Să ne gândim cum ar fi fost făcute. Într-un regim firește, cu celulă separată. Da, nu, și cu siguranță nu putem să comparăm. Avem și noi tot felul de știri în fiecare zi despre oameni care iau foarte mulți ani pentru lucruri destul de mărunte și care nu se sinucid. Se duc acolo și se duc și spășesc pedeapsa. Deci nu se justifică gestul domnului Năstase și eroizarea domniei sale acum, în niciun caz, nu are niciun sens. Mai ales, nu înțeleg, spuneam ieri seară când discutam, spuneam că domnul Năstase face parte din sistem cu S mare, ca și Traian Băsescu, ca și alții încă în activitate. Și spuneam că sistemul a primit o lovitură, prima publică, foarte puternică acum, numai că sistemul e foarte rezistent. Ia uitați-vă ce se întâmplă acum. Sistemul își face simțită prezența. Domnul Năstase nu e tratat în continuare ca un oarecare cetățean care e supus unei condamnări. Pentru că asta este la urma urmei. Păi ministru... dacă nu este așa, de ce spuneți că există oameni care nutresc milă față de ceea ce li se întâmplă lui Năstase? Păi adică există... oamenii observă acest lucru? Dacă ei credeți că se pun în locul lui, să spună, dacă eu aș fi fost în locul lui Adrian Năstase, s-ar fi comportat? Nu mă refer la public. Nu mă refer la public. Eu mă refer de pildă la ministrul de interne, care îi dă telefon unui condamnat cu executare, imediat după ce i s-a comunicat sentința, domnul Năstase era condamnat cu executare. Și eu știu, sigur, relația de prietenie dintre de ani de zile, acum, dar vorbim despre lege. Lege. Da. Deci ministrul de interne îi dă telefon unui condamnat cu executare și discută, negociază cu el ce o să se întâmple. Când să se prezinte. Când, cum, ce și așa mai departe. După care polițiștii, înțelegem acum de ce au venit, că au fost și acuzații la cald atunci, nu puteau să lase, domnule, 24 de ore. De ce au venit imediat? Păi au venit imediat în urma acestei discuții, deci nici măcar acei polițiști nu veniseră să-l rețină neapărat atunci, să-l transporte la Rahova, ci să încerce să-l împiedice, da, doamna, să comită actul. Explica astăzi că trebuie pus în aplicare imediat, deci trebuie pus în aplicare de îndată, da, pentru toată lumea, deci nu exista acel termen de 24 de ore. Bun, nu există termen. Că au venit să-l anunțe că trebuie să vină sau să meargă cu ei sau să meargă la undă. Dar discuția domnului ministru de interne cu un condamnat cu executare nu e în regulă din punctul de vedere al legii și al comportamentului unui ministru de interne, unui polițist în ultimă instanță. Apoi, aud că se face conferință de presă a familiei domnului Năstase, unde? La Spitalul Floreasca. Păi cum e posibil așa ceva? Spitalul este o instituție publică unde vin oameni bolnavi și a cărui funcționare poate să fie tulburată de o asemenea conferință de presă. Vin acolo zeci de ziariști, împiedică circulația pe coridoare. Dacă dorește familia Năstase să-și facă conferința de presă acasă. Adică, sigur, pe de o parte de înțeles faptul că fiul lui suferă, că familia suferă, absolut normal. Da. Dumneavoastră vă referiți la faptul că nu este ceva care ar fi trebuit să fie făcut public și într-un loc public. Exact. Deci dacă dorește să facă o conferință de presă, eu consider că este o exhibiție lucrul ăsta. Oamenii care suferă, în general, suferă în tăcere. Aia este suferința puternică și adevărată. Dacă doresc această exhibiție, n-au decât să o facă. Dar să o facă la acasă, nu în spațiu public medical al Spitalului Floreasca. Nu mi se pare normal. Apoi, nu mi se pare normal să fie golit holul etajului pe care se află Adrian Năstase. Să fie înlăturate rudele oamenilor bolnavi aflați acolo. Din nou, iată că sistemul își spune cuvântul, domnul Năstase nu face parte dintre muritorii de rând. Dar nu pentru căței. Da. Vă mulțumesc foarte mult.